Vă rog frumos să stați un pic aici deoparte. Eu zic că am ceva de făcut și vom veni la tribună. Știți ce face omul ăsta cu noi? Și a zis, așteptați-mă aici că am ceva de rezolvat. Ce face omul ăsta cu noi? Și a lăsat toate oficialitățile alea și s-a dus că are ceva de rezolvat. Și în față era o bătrânică negresă care ducea greu două geamantane. S-a dus și a zis, auziți, dați-mi mie geamantanele. I-a luat geamantanele și a zis, eu mi le duc până acolo la mașina respectivă care vă va lua și vă duce. Și s-a uitat la pe asistența, un cremenit. Și s-a uitat la el cum omul acesta, care și-a cheltuit o parte din viața lui, a rămas în Africa, ducea la o bătrânică neînsemnată două geamantane și s-a întors înapoi și au scris în ziare, atunci au rămas scris în ziare. Reporterii au spus așa, acum Domnul a pus pe inima noastră la câțiva frați de aici de la dumneavoastră, eu vin din sudul țării, ca să fim partea misiunii externe. Sigur, așa s-a creat misiunea Kalahari și am ajuns în Africa, Zambia, Tanzania, am încercat și în Botswana, am mers. Și acum, practic, este ca un început în Niger. Nu m-am gândit la asta. Trebuie să fiu sincer cu voi și poate că nu o să fie o predică așa cum v-ați aștepta. Eu, cum am ajuns eu în Africa, prima dată, ca să vă spun experiența a mea personală, fratele Ovidiu Patel a fost cu mine în Oltenia. Eu sunt de 27 de ani, plecat în sudul țării, în Ardelean, la origini din Munții Apuseni, din județul Cluj. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dus în zona aceea, poate că o să spun la urmă detalii legate de plecarea noastră. Noi nu ne-am gândit, mintea mea, eram o familie tânără, ne rugam să te ajungem în biserică și ne gândeam că o să fim acolo, în Cluj. Ne-am botezat în biserica din Albinii din Cluj, apoi ca și familie ne-am stabilit într-un orășel mic, în Buietin. N-am avut în minte ce se va întâmpla cu noi. Doar m-am rugat. După ce m-am întâlnit cu Domnul și m-am botezat cu Duhul Sfânt, simțeam așa pe dinăuntru o gheară care mă scarpină așa. N-aveam liniște, doream să fac ceva, dar nu știam ce. Știam că Dumnezeu mă va chema la o lucrare, dar nu știam exact ce. Și ca răspuns la rugăciunile noastre de familie, Dumnezeu ne-a luat și ne-a mutat în Oltenia. Acolo am întâlnit pe Ovidiu, Ovidiu a plecat cu cortul. Ovidiu s-a întors înapoi în Oradea, el era din Oradea. Foarte repede, mi s-a părut că a abandonat lucrarea și am zis prea repede, nici n-ai apucat să cunoști Dumnezeu, ca apoi să spună că se duce în Africa. Și m-a sunat, îmi doreau să plec o dată în Africa, să văd cum e misiunea externă, dar zic, bă, de ce să mă duc eu? Sunt adus la o vârstă, că în Africa nu fost iacă, de 20 de ani, să mă duc în Africa. Că doar Africa e în Oltenia, cât vrei. Hai, o dată, așa, nesă, 2012, prima dată să oficiez un botez, un grup mic. Când m-am dus acolo, m-am virusat. Dintr-o dată, și am zis, uai, dacă aș fi mai tânăr, m-aș muta în Africa. Dintr-o dată, ce se întâmplă? În momentul în care te duci într-o misiune externă, interferința cu cultură nouă te schimbă un pic pe dinăuntru. Și când am văzut situația de acolo, de-aia cumva în seara asta, dacă aș putea, v-aș face să vă gândiți în minte, să facem o călătorie, să renunțați la telefon, la mașina de spălat, la fierul de călcat, la apa curentă, la frigider, la mașină, la toate! Nu așa puteți înțelege ce e în Africa. Să te trezești dimineața și să zici, nu, că sunt la biserică, dar biserica e la 5 km sau la 10. Nu mai e mașină, nu mai e telefon mobil, trebuie să te trezești, sau poate te duci sâmbătă, să-ți iei apă într-un bidon, de la 15 km, să zicem, sau 10, sau 5. Și atunci te gândești, mâine vreau să mă duc la biserică, trebuie să mă spăl un pic, ai un singur rând de haine, într-o colibă.
Și zici, mă duc să duc, dar de la 15 km să aduce apă cu bidon, nu e chiar așa de simplu. Și când o aduci, îți dai seama că nu poți folosi multă ca să te speri, pentru că dacă o folosești toată, cum facem noi acum, risipă, toate le avem la buton. Cineva spunea că atâtea automatizări avem în casă, acum, care ar echivala în vremea bisericii primare 20 de sclavi. Toate sunt la buton, nu pe buton. Dar să renunț la asta și ai ajuns și peste spermă, dacă mă spăl cu mai multă apă, nu ne rămâne de băut. Și sigur, numai când te duci acolo, începi să vezi cât e de mare nevoia. M-am dus acolo, am venit, am fost așa de marcat, când am fost acolo, am venit tot plângând. Am zis, Doamne, eu slujesc în Oltenia, dar aici e mult mai greu. Eu mă plângeam de Africa noastră, când am ajuns acolo, mi s-au schimbat datele probleme. Și mă gândesc că eram invitat la Biserica Maranata, fratele Florin m-a chemat la o nuntă. Am venit de acolo încărcat pe din lăuntru și la nuntă am spus care e diferența între copiii noștri, cât îi au și cât îi n-au ceilalți. Și cât e de mare nevoia. Am auzit cu o flacără mică din Africa și am aprins-o la rădăuț. Și când am aprins-o, imediat s-o electrizat. Și am zis că, la sfârșit, m-a așteptat Dan. Nu Dan, știți. Și a zis, dacă vreți să mai mergi, eu vreau să vin. Au venit cu fratele Florin, a zis, hai să ne ducem. Și ne-a dus așa la ființă. I-am dat seama că e o zregată lucrare care o fac în România. Nu pot să mă duc acolo, dar vreau să fiu o voce pentru misiunea externă. Și dacă vreți, așa să mă luați, nu ca misionar în Africa, deși am fost, cred că, de vreo 6 ori, dar nu așa. Și când am venit acolo, m-am rugat și am zis, Doamne, ce pot să fac eu? Eu ce pot să fac? Și Dumnezeu mi-a zis, auzi, tu nu poți, ești legat de ce faci în ultimea, n-ai cum să pleci. Tu să fii o voce. Și am venit în Bucovina și am sunat din Trâmbiță. Și când am sunat din Trâmbiță și când m-am uitat, să vă spun ceva, Bucovina are un potențial uriaș, uriaș, de viitori slujitori. Și material, dar și ce primește partea de misiune. Și așa a luat ființă Calahari și de aici încolo, probabil, unele detalii le cunoașteți. Am venit aici să vă vorbesc. Acum, vă spun ce vreau să spun chiar la început. Ce am remarcat? Că sunt mai multe tinere, sunt mai multe fete. Și am vrea să vă spun că e foarte adevărat. Întrebați-l pe fratele Florin, întrebați-l pe fratele Dani, pe oricare. Să vedeți că dacă noi facem o statistică la misiunea externă, surorile ne iau. Și întrebați, sunt toate misiunile, peste tot. Întotdeauna a fost mai multe surori. Mami, băieți, ce fac? Și mă bucur pentru voi. Și mă rog ca Domnul să vă vorbească. Nu știu exact cine va fi atins de Duhul Domnului în seara aceasta. Dar sunt surori care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a folosit. Așa că vă încurajez și vă binecuvintez în numele Domnului. Chiar dacă poate sunteți adolescenți și că nu vă gândiți la asta, dar seara asta e o seară în care vreau flacăra aceasta, misiune externe, să se aprindă în continuare. Acum se vrea o misiune în Niger. Fratele Dani, și-o dorit lucrul acesta. Este la început, e nevoie, în primul rând este nevoie să ne rugăm, e o țară musulmană. Misiunea asta, Kalahari, s-a întins atât de mult și prin ceea ce fac tinerii în zona aceasta, s-a arătat că se poate face misiune externă. S-au trimis ajutoare, containere, voluntari, s-a construit, s-a... Deci e la un nivel în care eu atunci când am venit și am spus prima dată, nici nu mi-am putut imagina. Vă rog să mă credeți, fraților, nu mi-am putut imagina ce va face Dumnezeu. Ce văd acum cu ochii mei, că se întâmplă de aici, din Bucovina, pentru mine, e o minune. Trăim, scumpii mei, drama aceasta, dacă vreți, a creștinismului modern. Și anume, am construit biserici mari, făcute de noi cu mâna noastră, care de mâncare mai frumoasă. Ne-am izolat înăuntru și am făcut din ele o fel de închisori aur. Și Iisus Hristos, te duci la el ca la pușcărie, cum spunea fratele Brumbrat. Durerea mea, eu sunt sincer cu voi, durerea mea este că potențialul acesta uriaș care are biserica pentecostală din România, dacă vreți,
încă nu-i canalizat înspre a ieși dincolo și a merge până la marginile pământului. În loc să fie, și acum vă dau așa și păstori aici, o biserică, nu poți să spui că e o biserică puternică și mare prin cât zbochează. Ascultați ce vă spun. Și prin cât trimite. Cât trimite dincolo misiune. Prin asta noi îl dăm. Și biserica a devenit în general, în perioada care noi trăim un fel de biserică din Antiohia. Biserici frumoase, programe frumoase, nici nu mai știi ce predici să le ții la frați. Dar oricum nu te ascult, așa că îți mâncă numai cireașa aia de pe tort. Că dacă nu le place, să duc acasă și să uite pe internet care e biserica cea mai bună acum. Să alegi cântărețul care vrei, să alegi predicatorul care vrei. Și drama și durerea mea de păstor, și colegii cred că mă înțeleg, este că ceea ce ar trebui să fie o forță pentru misiunea externă, pentru misiunea România, dacă vreți, a devenit, practic, închisă niște ziduri, ne concentrăm, ne cheltuim pe programe, să aducem cel mai bun predicator, să aducem cel mai bun cântăreț și îngrășăm pe pocăințe numai urmă. Și le dăm care mai de care mâncări mai alese. Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta. A venit pandemia, a venit războiul. Acum nu am Ucraina e război, dar știți care e durerea mea? Eu sunt sincer cu voi. Locul acesta care ar trebui să fie un loc de plecare în misiune, știți, s-a transformat în multe biserici. Nu e cazul la voi. La voi nu. Pentru că nu cunosc eu așa detaliile. În loc să fie un loc unde să fie echipați, cum se spunea, tinerii să fie trași lângă noi cei în vârstă, să le spunem de un Dumnezeu care dorește Evanghelia până la marginile Pământului, colmea, biserica și s-a întâmplat cu ea, s-a transformat într-un fel de loc al săbiilor. Și o citesc din 2 Samuel, asta așa, în loc de introducere, ce nu ar trebui să fie niciodată biserica, dar din păcate, și durerea mea, asta e durerea mea de slujitor, prin harul lui Dumnezeu, eu slujesc în sudul țării, nu are niciun fel de tendință predica asta spre cineva sau mesajul acesta, dar asta e durerea mea, în loc să fie biserica o forță care trimite oameni, lucrători, e prea egoistă, între ziduri, se focalizează doar pe ce este înăuntru. Și o să fie o mare binecuvântare, ajuns, știți ce a ajuns biserica câteodată, din păcate, un loc al războiului. Nu-i război în Ucraina, dar în biserici câteodată este un loc al săbiilor și al conflictelor. Și asta mă doare. Mă doare. Sunteți adolescenți, dar nu sunteți străini, ce vă spun eu. Eu sunt sincer cu voi. Citesc din 2 Samuel o experiență istorică, tristă. 2 Samuel, capitolul 2, când David trebuia să fie încoronat ca împărat, dar nu putea să ia din toată împărăția. Înaintea lui fusese un rege care l-a primărit toată viața și a fugit cu sulița după el. Și acum el era foarte de sud. Stăpânia și împărăția. Citeți textul, îl cunoașteți. Citeți de la versetul 13. Ioab, fiul Țiorii, și s-au strâns să se bată ei între ei, frați. Același Dumnezeu. Aceeași mărturisire de credință, dacă vreți. Aceeași temerie. S-au strâns față în față să se bată, poveriți între ei. Arnel, Ioab, fiul lui Țiure, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Babilon și s-au oprit unul din coace de iaz și ceilalți din coace. Arnel a zis lui Ioab să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Ioab a răspuns, să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr 12 din Beniamin pentru Iș-Boșet, care era fiul lui Saul, și 12 pentru David, fiecare cu sabia. Și textul spune că fiecare l-a luat cu sabia pe potrivnicul lui și ce-a avut? L-a înjunghiat. Cine spune că s-a murit? Știi ce m-a să spună? Toți. Toți 24. Ce vreau să vă spun cu asta? Biserica nu trebuie să fie sub nicio formă, niciodată, un fel de loc al săbiilor. Biserica trebuie să fie un loc
unde să le vorbim tinerilor, să așezăm pe inima lor. Și sunt atâtea conflicte și războaie, nu mai vreau să vorbesc despre ele, care au distrus viziunea bisericii și în loc să-și cheltuiască energia și forța pentru că a câștiga împărății, nu-i război ca în Ucraina, ai război interior. Și asta a adus atâtea deservicii. Că sunt mulți, din păcate, care din motive blestemate nu urmăresc ceea ce vrea Dumnezeu și ne consumăm energia și resursele pe fronturi pe care Dumnezeu nu le vrea. Trebuie să ne deschidem inima și să ne punem în voia lui Dumnezeu, acceptând să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Câteva gânduri din textul acesta așa scurt, nu știu până la cât v-ați propus, ca să fiți, dar știu că e vineri, de la școală, de la lucru. Legat de nevoia aceasta de slujitor, eu am mai ținut seminarul acesta, dar poate puțin diferit, la Kalahari anul trecut, aș vrea să luăm din textul acesta pe care l-am citit câteva lucruri pentru dumneavoastră și pentru fiecare din noi. Cuvântul Domnului spune în versetul 36 că Iisus, când a văzut gloatele, s-a uitat la această mulțime de oameni, ca o turmă mare care e risipită fără să aibă păstor. Ce ar trebui să fac eu ca să devin un slujitor? Ca să devin omul lui Dumnezeu acolo unde vrea El să mă trimită. Primul adevăr, trebuie să împrumutăm ochii Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm cu ochii noștri la nevoile din jur, ne vom focaliza pe noi înșine, pe ceea ce trebuie să fac acum, carieră, pe ce trebuie să mi-am dus, să atâtea priorități. Dar dacă mă uit cu ochiul meu, eu nu văd cât de mare de voia, dar dacă mă uit cu ochii Domnului Iisus Hristos, atunci voi descoperi cât de mare nevoia ca Evanghelia aceasta să ajungă până la marginile Pământului. Vă dau un exemplu din viața noastră personală. Imediat după Revoluție, și ca să poate câteodată ca Domnul să ne deschidă ochii, ne îngăduie într-o criză. După Revoluție, imediat, mi-am dorit și eu să fac afaceri. Eram la Cluj, nici nu mă gândeam, nu știu cum să mă gândeam Dumnezeu să mă trimită. Nu aveam nicio viziune ca să văd exact ce are Dumnezeu. Am stat cu teologul soția și am zis, mă, ce mai fain ar fi să plecăm în America? Suntem familie tânără, 1990, ai zis, nici cum statele unite. Era dorința aia de exod. Și asta vedeam noi, cu ochii noștri. Dar mă rugam la tipul acesta, dar nu aveam nici măcar cea mai mică idee ce vrea Dumnezeu cu noi. Ea are o soră în Statele Unite și am început să ne rugăm ca să ne rugăm Dumnezeu să ne ducem în America. Eram tineri, ne-am dus la rugăciune într-o seară. Ne ducem la rugăciune, vine un frate de aici la dumneavoastră din zonă, un vas de lucru și zice, am avut o lucrare. Dar nici nu știu, s-o spun, să nu spun. Cum eram noi tineri, spun eu, frate, la cine? Vă spun, dar vă spun la cine? Până la urmă ne-a spus. Deci este în mijlocul nostru un tânăr. Dumnezeu mi-a arătat că era pe malul Iordanului și mânca Biblia. Și Dumnezeu mi-a spus așa, când va termina de mâncat Biblia, eu îl voi duce într-o zonă în care am hotărât să-l chem la o lucrare mare. Eu mă gândeam la liderul de tineret, el era cel mai știut în Biblie, eu eram cu Biblie de el. Încă nu știu să mă acolo. Mă duceam la rugăciune, mă întorceam să mă adun, nici acolo eu nu aveam, recitam poezia atunci. Spune-ne a cui, spune-ne a cui, dar zice, tu ești. Eu am rămas șocat, când nu știu la America, zic, mă duc în America, cine știe ce lucrări mai face acolo? Și a zis, să știți că Dumnezeu a zis așa, Dumnezeu are un plan mare cu casa ta. Te va lua de aici, de unde ești, te va destrădăcina cu pământ, cu tot, și te va duce într-o altă zonă. America, nu se trage în domeniul. Asta vedeam eu. Mă ne-am plăit să te duci acolo, să te realizezi și acolo sunt frați. Și acolo sunt bucurii,
Dar Luca ne spune așa, ca să ajungeți acolo, Dumnezeu vă va trece printr-o perioadă de strobire. Și vă spun ceva, nu lucrează Dumnezeu până nu ne zdrobește prima dată, știți? Ați văzut imaginea aceea din cartea lui Ieremia, când îți zice Dumnezeu, coboră din castorarul, că vreau să-ți dau o lecție. Și când a ajuns frământarul turci, prima lecție, ca să-ți deschidă Dumnezeu ochii de frământă, te zdrobește. Dumnezeu nu poate lucra dacă nu te zdrobește. N-are cum să te modeleze, n-ai cum să ajungi cu vas de cinste, prin zdrobire. Îți deschide ochii să te uiți altfel. Dar ca să ajungeți acolo, a spus, veți trece printr-o perioadă de zdrobire, de încercări. I-am deschis afacere, aveam o cofetărie, aveam o consignație. Era anul 92, imediat am intrat în niște datorii imense, la bancă, la persoane fizice. Și eram atât de presați că trebuia să pierdem și casa, și toate proprietățile care aveam și nu reușeam să-i plătim credit. Am prins o dobândă atunci, o dobândă zilele mari, 120%. Și în decurs de jumătate de ani ne-am pulverizat și nu mai știam. Și în timpul acesta am intrat într-o atitudine de revoltă față de Dumnezeu și am zis, de ce Dumnezeu? Uitați, ce lucrare? Unde se duce? Nu mai pot trece nicăieri. Unde se duce lucrare? Și am zis, de ce Dumnezeu se poartă așa cu mine? Că nu înțelegeam ce vrea El. Mă duc la rugăciune, era o vasă lucru la noi, în prieteni, și zice Domnul, Samuel, a spus Domnul așa de sora, Dumnezeu vrea să te urcă două, să te urce două trepte mai sus de unde ești. Am venit acasă și am zis că soția mea, uite ce vorbește femeia asta. Unde să mă șterge mine două trepte? Mai sus. Unde? Tu nu vezi că nu e pierde casa. Am ajuns să spun când am dat faliment în inima mea și reformulez poate că ar fi acceptat Dumnezeu să se poarte altfel cu mine. Și nimic din toate acestea. Și am zis, uite ce spune sora asta, că Domnul vrea să mă urce pe mine două timp. Cum să mă urce pe mine? Eu sunt pulverizat de datorul instrumit. Într-o noapte, soția mea a avut un vis. Și a spus așa, Sami, m-a visat un vis că eram într-un lan de grâu. Un galben atâta de cot. Și că eram chemat, dar nu era aici, era într-o altă zonă. Peste câteva timp foarte scurt, în zdrobirea aceasta cineva a venit și a spus așa, eram în Oradea, 94, la Forumul Tineretului din Oradea, și a strigat un predicator acolo pe stadion, marginile României sunt neevanghelizate, în Oltenia se pot face mii de amvoane și voi stați în Abia. Și m-am gândit atunci, bă, poate asta-i. Vrea cineva, o zis la sfârșit, o rugăciune, vrea cineva să intre pe multe misiune. Și erau mulți tineri la stadionul plin atunci. Și am zis, eu vreau să mă duc, da? Cu cine se vorbește acolo? Erau 24.000 de oameni din toată țara. Și am zis, da, dacă Dumnezeu mă cheamă, eu mă duc în misiune. De când s-a făcut chemarea pe stadion și eu mi-am arătat dorința că vreau să mă duc, așa a zdrobit, cum era. Am ieșit să parcăm mașinile și apoi se făcea un marș pentru Hristos. M-a așteptat cineva într-o parcare, unde ne luam un autobuz. Și a zis, voi ăștia, ardelenii, aveți atâția predicatori buni, în Oltenia nu vine nimeni. Nu vreți să veniți odată? Și am zis, mă, poate acolo mă cheamă Dumnezeu. Și așa am ajuns în Oltenia. Am zis, mă duc și odată să văd cum e sud. Cunoșteam puțin de Oltenia. Aveam niște reticiențe, eu vreau să aud de Oltenia, am făcut armata în Târgu Jiu. Ce să văd de Oltenia? De Magdalena, de Magdalena. Și am plecat cu fratele Dumitru Litianu pentru o lună de zile să predic. Eu nu am început, o predică. Vă spun, eu mă pot să spun, legat cu tematica, nu pot să spun că eram un slujitor nu știu cât de echipat. Nu pot să spun asta. M-am dus cu o Biblie care mi-a dăduse tata. Și aveam vreo 22.000 de mărci, datorile cum era atunci. Când m-am dus acolo, Dumnezeu mi-a deschis ochii.
Și am văzut zona aceea cât e de săracă din punct de vedere spiritual. Și atunci am zis, dacă trebuie, eu mă duc în Ortenia. Dar cum să te duci în misiune dacă nevasta nu-i de acord? Nici când să nu te gândești la misiune. Eu trebuie să merg în Africa. Tu în Africa îi atrage înapoi. Eu nu mă duc în Ortenia, am zis pentru nici. Și am zis, dacă Dumnezeu vrea ca eu să mă duc, trebuie să-mi convingă și soția, să vrea și ea să plecăm amândoi. Poți să te duci? Și am început să mă duc. Tot câte o lună, la două săptămâni, la trei săptămâni, ea nu a acceptat gândul acesta. Odată, ea a rămas acasă, eu primicam în pași. N-am sărut niciodată, era într-o zi, seară de joi, s-a făcut o platformă afară, în aer liber, și după ce s-au cântat cântările acolo, era acolo scris Iisus apa vieții. Și în timp ce eu predicam în bar și în Ortenia, soția era acasă la prieten, copilul nostru cel mai mic a sărit de pe balcon, de la aproape 5 metri, și a căzut jos pe beton. Că un val cheamă alt val. S-a întâmplat ceva foarte interesant. În zilele acelea, Duhul Sfânt, că fără Duhul Sfânt nu ai cum să faci misiune. Îmi tot aducea copiii, roagă-te pentru copiii tăi, roagă-te pentru... Numai asta. Și nu puteam focaliza pe ce vreau să fac, mă rog să am cuvânt. Și joi, imediat după ce s-a terminat evanghelizarea, nu erau atunci telefoane celulare, am sunat acasă și am zis, s-a întâmplat ceva cu copiii mei? Și am zis, nu, iar nu mi-a spus. Că a zis că să nu mă încarci, s-a întâmplat ceva acasă. Nu s-a întâmplat. Bine, ne-am sunat din nou. Și am zis, te rog frumos să-mi spui ce s-a întâmplat acasă. Nu am pretenția că sunt prorocul, o spun cum mi-a vorbit Duhul Sfânt în inimă. Și atunci ea s-a apucat de plâns și a zis, Sami, Mike, s-a urcat, erau copiii niște de la etajul 1, s-a urcat pe balustrada aia de la balcon, copiii se jucau jos sub un nuc și a sărit la ei. O rămas pe câteva clipe inconștient, l-am luat în brațe, am mers la spital, l-au pus și au făcut investigații, s-au uitat doctorul la el, au făcut filme și după ce două ceasuri au zis, mergeți acasă, copilul nu are absolut nimic. Și atunci, eu am știut că dacă nu accept să mă duc unde vrea Dumnezeu, Dumnezeu poate lua copilul. Și atunci, și inima soției a zis, dacă acolo trebuie să mergem, acolo ne ducem. Dacă te uiți cu ochii tăi, la nevoia de oameni nemântuiți, vezi puțin. E una să te uiți cu ochii tăi și alta să-ți deschidă Dumnezeu ochii, să vezi câți oameni sunt nemântuiți. Ce să vă spun scurt, că într-o zi ne ducem în Craiovința și fratele Florin a fost și fratele Dani și cunosc situația. Era un cartier de aproape 100.000 de locuitori. Atunci, 94-95, am făcut evanghelizare și când s-a terminat evanghelizarea, am levat un părculeț mic. Au fost, prin de mații credincioși. Și după ce s-a cântat cântările, s-a făcut rugăciune, au venit oamenii la noi și au zis, dar acum ce faceți? Unde plecați? Au zis, nu ne lăsați așa. Și mă uitam la ei, trebuia să mă duc până la Cluj. Și Ovidiu Lideanu era cu mine și a zis, vreți să se facă o biserică aici? Și a zis, da, să avem o biserică de asta. N-a să am irobite. Și m-am rugat. Și peste 2 ani m-am mutat exact în cartierul acela. Biserica care eu păstoresc acum este răspuns la rugăciunea mea de atunci. Vrei asta? Asta mi-a dat Domnul. Și am început o biserică într-un cartier, așa cum vă spuneam, de aproape 100.000 de locuitori. Astăzi avem aproape 200 de membri. Dumnezeu e sigur că puteau să fie mai mulți. Mă întorc. Să nu te aștept să fii nu știu cât de puternic ca să mergi în misiune. O zis Domnul către Gedeon, du-te cu puterea care o ai tu. E mare lucru să-i faci loc în viața ta lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu, eu cred că pe fiecare din noi, Dumnezeu ne poate chema într-un anumit segment să slujim. Dai nevoie mai întâi să ne uităm la oameni, nu cu ochii noștri. Dacă mă uit cu ochii mei, eu sunt născut în familie de pocăiți, eu mă duc la adunare, eu sunt binecuvântat, în familie, mă duc la biserică,
dacă mă uit cu ochii lui Iisus Hristos, îmi dau seama câți oameni sunt nemântuiți. Și în sala aceasta, și până la marginea pământului. În al doilea rând, ca să te duci, nu numai că să te uiți cu ochii lui Iisus, să simți inima lui Iisus Hristos. Asta e altceva, e ceva în plus. Când Iisus a văzut gloatele, știți ce a spus? Numai că le-a văzut. Că poți să identifici, dacă vrei, cât e de mare nevoie aceasta, să te uiți, să ai o privire spirituală, ca să n-ai inimă pentru misiune. Și al doilea adevăr, că trebuie să ne uităm la oameni cu ochii lui Iisus Hristos și trebuie să-i percepem pe oameni cu inima Lui. Când a văzut gloatele Iisus, ce-a făcut? I s-a făcut milă de ele. Dacă nu avem milă, dacă nu avem compasiune pentru cei nemântuiți, strângem la comori și la gunoaie și la fleacuri și la lucruri care vor rămâne aici și vor arde toate. Eu trebuie să simt inima lui Iisus Hristos. Și Iisus când s-a uitat, i s-a făcut milă. Luca 10, nu mai duc, știți textul. Câteodată așa facem noi când e vorba de misiune. Eu mă duc la repetiții. Păstorul trebuie să-și țină predica să fie filmat. Și o adevărată competiție, care nu îmi place, imediat să fie pusă predica, imediat să... Și trecem pe lângă oameni nemântuiți. Un călător se cobora din Ierusalim spre Ierihon, a căzut între niște tâlcari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut zdravă și l-au lăsat acolo aproape mort. În întâmplare, pe drumul acesta se cobora un levit. Când l-a văzut, îmi pare rău, trebuie să mă duc la repetiții la cor. Nu pot. Mă duc. Așa gândim. Și s-a dus înainte pe alături. După ce a făcut el, a venit preotul, sau păstorul, sau evanghelistul. Păi acum ați planificat și am predicat de bază. Ce să mă uit la asta? N-am timp. Din întâmplare, pe drumul acela a ajuns și un samaritean care era în călătorie. O călătorie de 33 de ani și jumătate. Și când l-a văzut și a văzut starea lui căzută, acolo spune Evanghelia după Luca, știți ce a făcut? I s-a făcut milă de el. Dacă nu s-a marcat de sentimente de milă pentru cei nemântuiți, și am o viață egoistă, să mă gândesc numai la mine și la propria mea satisfacție interioară. Nu am cum să mă duc lucrător. N-am cum să ajung misionar. Trebuie să simți ce este inima lui Dumnezeu cu privire la oamenii nemântuiți. Când înțelegi inima lui Iisus, atunci vei ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să te ducă. În 1953, în gara din Chicago, era așteptat o somnitate, un bărbat care primise premiul Nobel pentru pace. Suntem în anul 1953, s-a anunțat acolo toată comunitatea de lângă gara, el venea cu trenul, s-au improvizat o tribună, s-au adus copii să cânte că vine un om mare. Venea un om cu față uscată, cu mustață lungă, prăjit chestoarele din Africa, venea cu trenul ca să-și ridice premiul Nobel. Când a ajuns în gara, Albert Schweitzer este o personalitate marcantă, îl găsiți pe internet, doctor, misionar, muzician, a stat aproape 52 de ani, cât am citit eu, în Africa. A făcut un spital. Din premiul Nobel pe care el îl luase și din banii care a câștigat, a făcut un spital de leproși în Africa. Era o somnitate.
toată comunitatea fierbea, că vine acest om. Bineînțeles că oficialitățile cu această ocazie nu pot să nu guste un pic de faimă, să fie acolo, preajma lui, măcar câteva poze, să se scrie ceva în ziar, că și noi suntem cumva parte. Și ajunge trenul în Chicago. Și când ajunge în Chicago, se dă jos omul acesta ostenit de strujirea mea. Și când ajunge acolo, imediat o delegație de oficial, zice, poftiți, acolo e tribuna, sunteți așteptați. Zice, auziți, să uitau acolo, primarul. Vă rog frumos să stați un pic aici deoparte. Eu zic că am ceva de făcut și până vin la tribună. Știți ce face omul ăsta cu noi? Și a zis, așteptați-mă aici că am ceva de rezolvat. Ce face omul ăsta cu noi? Și a lăsat toate oficialitățile alea și s-a dus că are ceva de rezolvat. Și în față era o bătrânică negresă care ducea greu două geamantane. S-a dus și a zis, auziți, dați-mi mie geamantanele. I-a luat geamantanele. Și a zis, eu mi le duc până acolo la mașina respectivă care vă va lua și vă duce. Și s-a uitat la toată asistența, un cremenit. Și s-a uitat la el cum omul acesta, care și-a cheltuit o parte din viața lui, a rămas în Africa, ducea la o bătrânică neînsemnată două geamantane. Și s-a întors înapoi și au scris în ziare, atunci au rămas scris în ziare. Reporterii au spus așa, pentru prima dată în viața noastră, a zis, am văzut o predică vie umblând pe picioare. Și îl spunea în cugetările lui, nu pot să fii misionar dacă nu simți inima lui Dumnezeu. Dacă nu simți inima lui Iisus Hristos, n-ai cum să fii. Și atunci când simți inima, nu contează prețul, nu contează sacrificiile, nu contează că nu mai ajunge în America, că atunci și acolo unde vrea Dumnezeu. Că locul cel mai mare și cel mai bun, vă spun, e bine să învățați, să fiți prim la școală, nimeni să nu vrea. Locul cel mai sigur, știți care este? Voia lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru asta. Doamne, nu știu unde vrei să mă trimiți, nu știu ce vrei să faci cu mine, dar vreau să fiu voia ta. 3. Ochii Domnului, inima Domnului. Rugăciune. O zis, există un Domn al secerișului, nu noi scoatem. Dacă ar fi după mine, eu pot să-ți face lucrători. Dar nu sunt Domnul secerișului. Este unul care e Domnul secerișului. Pe El trebuie rugat. Și biserica trebuie să aibă în perioada aceasta, aici și peste tot, rugăciunea, ați auzit? Sunt, nu știu, mai mare. Doamne, ridică lucrători la secerișul Tău. Și pentru asta e nevoie de rugăciune. De rugăciune. O biserică care nu se roagă pentru lucrători, care se gândește doar la confortul ei și la liniștea ei, o biserică, dacă vreți, superficială, fără viziune. Și cineva spunea că o biserică care nu misionează, se fosilizează, ajunge un cimitir de forme moarte. Trebuie să avem spiritul acesta, să ieșim dincolo. Le-a spus la Craiova, suntem la finalul construcției, nu vă uitați la zidurile acestea, nu vă uitați la ele. Uitați-vă la inima lui Dumnezeu. Cine suntem noi, pentecostali? Ce clădire am construit noi? Ce ziduri? Și înăuntru am făcut un loc al țărilor. Domnul vrea să ieșim de aici. Să ne ducem până la margine pământului. Rugăciune, rugăciune, rugăciune. Nu mă pot ruga acum, sincer, cum mă se poate de sincer. Când am mers în Otinia, în fiecare zi mă rugam 2 ore pe zi. 2 ore. Înainte de fiecare predică, mă uitam la ceas, 2 ceasuri. Stăteam înainte lui Dumnezeu rugăciune. Și mă gândeam, cum să mă duc, mă gândeam că trebuie să predic în casă de multe ori la studenților, pentru mine a fost un șoc. N-aveam cărți, n-aveam materiale ajutătoare, cum sunt acum mai gele internetul. Dar sigur, asta e cea mai mare. Mă rugam și mergeam și ne-am o predică și Dumnezeu s-a durat și mi-a atins inima și ochii mei și am putut să slujesc. Eu pot să vă spun din experiență că Dumnezeu m-a format ca slujitor în carieră, în câmpul de slujire.
Cu cât am avut, m-am dus și Dumnezeu mi-a mutat de grijă. Rugăciune, dacă nu mă rugați și dacă nu se roagă, vă spun și lucrul ăsta e un principiu sfânt. Niciun predicator, țineți minte ce vă spun, poate să aibă predici pregătite din minte, care ating mintea, dar un predicator care se roagă are predici pregătite din Duhul Sfânt și atinge inima. Nimeni nu se ridică mai sus de viața lui de rugăciune, nici păstorul, nici predicatorul, nici cântărețul, nici recitatorul, nici nimeni. Lucrătorii trebuie să aibă viață de rugăciune. Și acest Domn nu se celijului scoate, ar mai fi încă două. Dacă asta le facem, vine momentul chemării, când Domnul te cheamă. Și citeam versetul 1, apoi Domnul i-a chemat, nu știu cum vă cheamă, eu v-am spus că m-a chemat pe mine. Dar rogă-te și vine Domnul, zice, auzi, vino. Acolo e locul. Și este momentul chemării. Și apoi, în ultimul rând, și cu aceasta chiar închei, este și momentul echipării, e nevoie de puterea Duhului Sfânt. După ce a chemat, le-a dat putere. Nu institutele teologice dau putere. Diavolul se spare de diploma de la institut. Stați liniștiți, nu mă arăt. E vorba de puterea Duhului Sfânt, care să știu cu am aici. Motivat de El, privind cu ochii Lui, rugându-mă, simțind inima Lui, simțind că Domnul m-a chemat și poate să-i cheme de adolescență să faci o lucrare și apoi să fii echipat. Și după ce ești echipat, ești trimis. Și când te duci, problema mare, ca dumneavoastră, poate nu se pune chiar așa. Bun, dar cine mă susține? Vă spun ceva, pe cine Domnul cheamă și susține? Dar trebuie să îți faci, să-ți cântărești înainte de a pleca. Asta spun din experiență. Costul uceniciei. Costă. Și lucrarea, și spunea și fratele care să aibă un mesaj mâine seară, că câmpul de misiune nu e ușor, nu e așa. Un fel de excursie spirituală. Te duci, vezi Africa, vii înapoi, îți faci poze. Interesant. Să vă spun ceva. Există un preț care trebuie plătit. Și prețul acesta este de multe ori lacrimi și lupte și înfrângeri. Te duci în zone grele, vreau să pocăiești mine și predici un an și predici doi ani. Și nu te mai bătut. Domnul a spus, eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Și contez pe ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Să vă binecuvinteze Domnul, pe toți să vă binecuvinteze Domnul. Mă bucur că ne-am putut întâlni. Doresc Domnul să, nu știu, seara aceasta, vor mai fi și alți frați care vă aduce bun, să vă îmbrace Domnul cu putere de la El, să simțiți inima Domnului Iisus Hristos, să zici, mă, ce fac eu în biserică, mă? Sunt un fel de trântor, numai consumator de programe și dăm notă la predică, așa, la cântă, sau să zic, Doamne, și eu dă. Și eu pot să fiu un lucrător la tău. Și poate Domnul te cheamă să te duci în Niger, nu știu, în Kalahari, în Zambia, în Polul Nord. Unde te va duce Dumnezeu? Dacă te rogi, vine momentul când Domnul te cheamă. Slăvit să fie Domnul și Dumnezeu să te binecuvinteze de pe toți. Amin. Amin.